Sahalilor, ce faceți? Pe tot a venit toamna, am zis să profităm de ultima zi frumoasă și să facem un challenge foarte prost, cum facem noi de obicei. Tocmai de asta avem aici un furtun și cine râde își ia mare jet în față, știi cum ar veni. Mama e acolo și ne pornește, știi, jetul când... nu porni acum acolo, îl omor pe ăla că-i dau. Dacă vreți să mai fac episoade împreună aici cu fratele meu, Deni Ștefan... Hai să facem 30.000 de like-uri ca să reînvii Ștefan. Am pregătit câte 10 glume, ăsta le-a luat de pe net, că-i bulangiu. Le-am luat și eu, cidre. Dar am scris câteva. Hai să... Bă, Denis, dar nu, bă, când bate soare, numai că zâmbesc. Ilumina vieții. Așa. Uite, așa ne-am născut. Cine zâmbește și aș jetă în față. Dar eu nu pot. N-ai voie să... Deci dar tu nu o să poți, nici eu nu pot. Știm amândoi chestia asta, credem din orice... Nu se știe. Pardon. Nu se știe niciodată. Hai să vedem, da? Am, da? M-am născut zâmbind sau plângând? Hai, l-ai născut ratat. Hai. Bă, ratat, trebuie să te uiți la mine. Facem pe Adrian Cârtii care începe, da. Hai, care. 3, 2, 1. Bă, eu ce ratat. Ce vorbi, ratat. Hai să te rup alea, ratat. Bă, deci cu gluma asta, bă, eram într-o seară și nu puteam să adorm și am inventat gluma asta. Bă, eram atât de obosit cum ar veni, dar m-am ridicat să o scriu, bă, că a zis că prea... Cred că știu, stai. Ești gata? Ce face un procuror? Procură hrană. Îmi pare rău. Marinez în capută. Asta este. Îmi pare rău. Mama, părește! E rece! E rece! Mamă, dai un gest. O meritați, râți? Tu de mac... Aaaa! Ce fel de ceai beau depresivii? Cei de la Câmbioară. A ratat, dar nu vreau. Dă-i mamă alea că se încălzească. Ratat? Ce rece! Ratat, ce rece ești, ratat. Ce bine mă simt. Nu ai voie să zâmbești. Nici măcar să zâmbești. Eu am făcut greșeala să zâmbesc. Pe asta mi-a scris cineva în comentarii, da? Fii atent. De ce a intrat Iisus în baia la femei? Pentru că scria Doamne. Rata scria Doamne, scria Nu mai te-ai luat o smață de peniță, mă bată. Rata, așa trebuie să ții, știi? Ce? Deci mi-a dat numele. Dacă mai aveți glume proaste, ți-l lăsați în comentarii. Citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Hai că încep, o să încep cu o glumă foarte proastă. Ce albastră și miroase ca vopseaua roșie? Vopseaua roșie. Bă, la jumatea glumei mă pierd, da? La jumatea... Hai, mamă, la tată-n față! La tată te trădează, chiar nu-mi prești cu tunul! Bă, dar mai puțin o leacă, bă, că mi-o... Ratat! Am deschis gura, mi-ai dat afânt. Tu mi-ai dat toți morții din fidinț, că ia mari. Ratat, eu mă pricep până la jumatea glumei, știi? Că după nu mai... nu știu ce... Hai, zi-o acum, rapid, ce trebuie? Cum face pușca lui Luci când trage în Denis? Ratat, tat, tat, ratat, tat, 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 ce pune? Eu am inventat-o, eu. Bă, stai să-mi pornești chipii camere. Hai, 3, 2, 1, 5! Bă, a fost bună. Bă, a fost bună, sincer. Ratat, 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 ratat. Bă, ești prost. Fă mă să râd. Nu, deci eu acum nu râd. Să mă, 30.000 de like-uri, fii atât. Hai. Hai, bă! Aș face o glumă despre Kobe, dar n-a aterizat bine. Ce comoricul! Ratatule, dar cum să râzi la asta? Am uitat, zic că-s glume negre și foarte proaste, gen. Bă, ratat, bă, mamă, nu, asta nu se pune, bă. Ratat, pentru asta, mamă, o singură secundă ai că a fost, nu prea am râs. Dă-i să-mi încălzească. Dar de ce? Uite așa, uite așa ești cu capul. Uite așa, uite așa, uite așa. Sare moșul jos din pode! Ca de baba din pe lună. Ratat, ești gata? Nu ai dreptul, bă, să zâmbești. Bine. Deci n-arăți fasole, da? Fii atent. Fii atent, ești gata? Gata, bă, gata. De obicei vorbesc foarte mult când văd un om deștept. Ce ratat e. Bravo, Lucian, e bravo! Ai dat dovadă de cultură, bă! Mama! Dai, cu gata! Nu mai fă bine! Ce
Era odată două baloane prin deșert. Un balon îi spune și altul: uite un cactus. Te-ai prins cactus. Cât se duce? Uite un cactus. Ratat cu Dumnezeu înainte. Jetus! Deci cum poți să ridici la cu să te uiți așa? Rata mai crucificat aici. Ratatule să vezi. Bă, rata. Nu, dacă mor. Acum ai rândul meu, da? Da, bă, și eu nu râd. Bă, dar o fost vreodată să nu râdem? Nu. Bine, păi acum data viitoare nu râd eu. Fii atent. De ce n-ar vrea... Nu. Nu, gata, nu, încă o dată, repetăm, gata. De ce ar vrea un surs să-și cumpere Mercedes? Un? Un Mercedes. Nu, cine ce vrea să-și cumpere? De ce? Bă, ești prea mi-ai stricat gluma, arată. De ce ar vrea un surd să-și cumpere Mercedes? Pentru că n-audi. Ce rata. Ratat? Ratat. Mamă! Da, oprește odată furtunul ăla! După cum vedeți, un clip foarte deștept pentru niște oameni foarte culți. E o glumă foarte proastă, da? Da. Hai că nu râd, să mor. O bătrânică îi strigă pisica: pis, pis, pis. Pisica îi răspunde: pace și ții, mămaie. Că pis. Știi? Ai zâmbit! N-am zâmbit, știi de ce, ratatule, știi de ce n-am râs? Pentru că pe asta am pus-o și eu în clipul ăla cu glume proaste. Am citit-o și eu pe asta, ești ratat. Și am râs atunci, mi-am consumat atunci râs-o. Ratatule, crezi că nu? Dar eu o știam, când ai început cu pisica am zis că nu râd. Să mor dacă râd acum, când ștergeam canalul. De ce nu mi-ai zis, bă? Nu râd nici eu. Gata, fii atent, da? Sunteți pregătiți, asta e bună rău, fiți atent, da? Ce vedeți, Nic, când merge într-o livadă de copaci? Părul. Adică ce ai râs? Părul. Nu te-ai prins. M-am prins. E prost, nu? Ce prost ești? Numai acum am prins că părul. La tatăle, părul. M-am prins. Copacul păr, adică. Da, bă, știu ce e un păr. Știu că mănâncă pere, da. Bă, dar nu... Ce te-ai făcut să nu râzi? Că a fost bună asta. Mi-am chiar a fost bună. Mi-am dat autorec. Gata, hai. Cum numești un mexican care și-a pierdut mașina? Carlos. Carlos, te-ai prins? Dar o știam, ratatule. O știam, asta a fost... Mă numele ta! Bă, mă jur, bă, când te uiți pe asta o să vezi că mama pune 3 frame-uri și ție îți pune 400, că mă supără mama acum, că plec de acasă, mamă. Hai. Asta e de pe net, trebuie să recunosc că am auzit-o, dar de fiecare dată când am auzit-o am râs, fii atent. Uite de la mine. Nu, nu-i plac camera, ca nu, să vadă la mine, nu, sincer, nu, la mine trebuie să te uiți, așa. Nu am avea un cal, iar calul n-avea nimic împotrivă. Bă, am auzit gluma asta de așa de multe ori. Deci, bă, nu poate, are nimic. Gen, un om avea un cal și calul n-avea la pini. Ce să zică calul? Mamă, ia să vedem cât de cinstitești, cât te vede, doamne, doamne. Un gura deschisă! Dar de ce? Mamă, mai dai un jet cât ratatule, eu am stat cu gura deschisă, mi-a intrat în trahe. Ratat. Uite-te aici, vină în fața mea. Și cruci. Dă-i, mamă! Hai, hai. Cu gura de la... Asta a surprins! Asta a surprins! Fă static asta. M-ai manipulat aici. Ratat, eu mai am o singură glumă. La tine e penultima, nu? De fapt nu, că stai, că tu ai, te l-ai luat de pe net. Are infinitate de glume, da? Asta e ultima. Ce faci? Dar de ce le alegi? N-ai dreptul. Cum faci o afacere cu un crocodil? Crocodil. Crocodil. Ai râs! Nu ai râs! Bai râs! Boss! Trebuia să mă-i 5 secunde. Nu poți, mai facem încă una, da, bă. 5 secunde? Bine, bă, ratatule, 5 bine, secunde. Bine, m-am prins mai greu de aia la râs. Cum chemi un câine fără picioare? Nu-l chemi, că și așa nu vin. Cât are picioare, gen? Mamă, lasă pe asta mai mult că râs de două ori. No! Mai mult, Olac, no! Mai mult! Mamă, ia de ăla cât drumul la jet. Stai, stai, că trebuie să zic așa. Ți-am dat cu muși pe telefon. Ratatule. Dacă râd, te las... Da, 5 secunde, 10, că la mine mi-ai zis 5 secunde. Dacă râd, te las 10 secunde să țină mama furtunul, da. Bun, 10 secunde, da? Ce e urât, are puncte roz și pute. Denis. Oare? Te-am văzut azi în dormitor când scrie glumă, tu uite la mie și început să râzi. Și oare când ai spus ce e mic, roșu și are coșuri și pute, cine poate să fie? Eu am să fac cu bubi, dar zic că dacă zic bubi chiar te prind. Ratat 10 seconds.
Ai auzit de challenge-ul 10 seconds? Vrei stau așa? Pun Armagedonul aici. Stai cum vrei să stau. Ratat, n-ai voie să... Ai, reci, mi-ai dat pe deci. Indiferent de ce ar fi, n-ai voie... Mamă, stai! Stai, mamă, stai, alea! Stai, mamă! Pisca, handicapatule, că mi-ai ținut-o la 20 de centimetri de față, că nu mai am față acum, că nu mai văd unde-i camera. Cum numești o vacă care este într-un cutremur? Milkshake. Da, mamă, zice ce-ți mamă, stai, mă! Dar ce faci tactica Armagedonului? N-ai... Stai, mamă! Mamă, stai! Mamă, dar ce faci? Eu cred că trebuie să stropim pe mamă. Bă, mamă, n-ai nicio, bă, nicio treabă, bă. Păi ce, cine ascultă? Acu e clipul, a meu sau? A meu, nu e a meu. Hai, ratat. Vezi că doare! Alo! Alo, mi-ai spăr bubile! Mi-ai spăr bubile! Vezi că doare! Hai! Nu mai aud! Mamă, mai dă o dată! Cam ăsta au fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem clipuri împreună cu ratatul de frate meu, să lăsați acolo un comentariu. Să ne urmăresc pe Instagram la Roz Niculeț și Aron, cum îl cheamă pe ăsta, că îi pun pe ecran și link în descriere. Ce să vă mai zic? Vezi, a făcut să faceți formă! Noi nu am putut să vă!